Salutare oameni buni, Constantin Barbu aici, subiectul tutorialului de astăzi este unul cel puțin interesant. Îți voi arăta cum am realizat practic, pas cu pas, aici în atelier, un șablon. Un șablon cu ajutorul căruia vei reuși să găurești plăcile de mobilier pe centrul cantului lor. Cu cât aceste găuri sunt realizate cu o precizie mai mare, cu atât mobilierul va arăta într-un mod mai profesionist și va avea un aspect exterior mai îngrijit. Dacă vrei și tu un astfel de șablon pentru tine, rămâi până la final și acum să înceapă materialul. Indiferent ce fel de modul, corp, obiect de mobilier vrei să construiești, conexiunea sau fixarea dintre plăci, panouri, se face cu ajutorul unor organe de asamblare sau sisteme, șuruburi, cum vrei tu să le numești. Orice feronerie ai alege pentru construcția corpului tău de mobilier, nu poți să sări peste acest pas și anume găurirea plăcilor de mobilier în cant. Fie că una dintre plăci este aplicată peste altele, cum este în acest prim caz, fie că panourile sunt încadrate între alte panouri sau plăci, ca în acest cel de-al doilea caz al meu, da, în ambele avem nevoie să realizăm niște găuri cu precizie aici în cant, fie că este vorba de perete lateral, fie că este vorba de acest raft. Foarte pe scurt, o să vin cu câteva exemple, studii de caz, pentru a vă prezenta cât de util este acest dispozitiv șablon și la ce putem să-l întrebuințăm. Avem placă superioară, placă de spate și placă inferioară. Priviți câte găuri în cantul pieselor de mobilier am efectuat pentru realizarea unui montaj de calitate. Avem demontabil blum, aceste tije metalice care se văd în imagini și bine cunoscuții cep de lemn. Cei drept, cepii de lemn nu sunt chiar obligatorii în acest caz. Lemnul masiv, deși este mai nobil, nu scapă nici el de prelucrarea cu acest dispozitiv. În exemplu de față am format un panou, un blat din două piese. Apelăm la ajutorul lui și când avem de efectuat montajul final între două piese din lemn, dar și dacă avem de făcut de asemenea rame sau de îmbinat piese la 45 de grade. Și acum, din manualul de utilizare, citire. Se iau plăcile și se trasează pe suprafață, deși ele vor veni perforate în muche. Observăm cu ușurință o linie mediană inserată pe dispozitiv. Și poziționez șablonul astfel încât cele două linii să se suprapună. Ca în clip. Și le fixez între ele cu ajutorul unei menghine de mână. Iau bormașina cu burghiu de 5 mm în acest caz, introduc în șablon, după care trec la perforarea materialului. Din experiență vă spun că cel mai utilizat burghiu pentru a efectua găuri în margini, în canturile plăcilor de mobilier, este cel de 5 mm. Drept urmare, îți voi prezenta și eu în detaliu, pas cu pas, cum să-ți faci un dispozitiv pentru a realiza găuri de 5 mm. Eu voi construi și unul pentru burghiu de 8 mm, deoarece mi este util, însă prezentarea va fi strict pentru cel de 5 mm. Și să-i dăm play, zic. Realmente, pentru toate produsele folosite de mine în acest tutorial, vei găsi link în descriere. Cum ar fi de pildă și pentru această țeavă cu exteriorul de 6 mm și interiorul, bineînțeles, de 5 mm, cum este și normal. Și prima operație pe care o să o fac, o să debitez țeava după ce am trasat-o la 40 de milimetri. Pasul numărul 2, am venit cu o bucată de placaj cu o grosime de 6 mm,
pe care am tăiat-o la 42 de asemenea milimetri. Bucata astfel obținută am însemnat-o pentru a scoate două segmente de 80 de milimetri lungime fiecare. Și încă două fracții de 38 de milimetri. Deci voi avea două bucăți de 80 și două de 38 de milimetri. Dispozitivul va fi format din trei straturi. Primul l-am pus deja pe bancul meu de lucru, al doilea va fi format de mica mea țeavă flancată de cele două mici fragmente. Cum bine se vede în imagine, iar stratul numărul 3 va fi format din al treilea fragment rămas după debitare. Al treilea fragment din acest material de 6 mm grosime, plywood sau placaj, cum vrei să-l numești. 6 ori 3 straturi ne dă 18, 18 mm are șablonul ca și grosime, de unde reiese că mijlocul lui se află fix la 9 mm, ceea ce reprezintă și centrul plăcii mele de mobilier. Ca și material de bază, acesta cu o grosime de 6 mm, tu poți să-l înlocuiești cum ar fi, de exemplu, cu lemn de diferite esențe. Eu am folosit placajul sau plywood-ului, deoarece mi-a fost mai la îndemână. Acum o să trec la montajul, la asamblarea bucăților astfel obținute, folosindu-mă de un adeziv bicomponent pe bază de cianoacrilat. Tu poți să-l folosești altceva, alt adeziv de lipire în care ai tu încredere. După ce m-am asigurat că piesele sunt aliniate, folosesc și componentul numărul 2, întăritorul, care este pe bază de spray. Va fi adăugată și mini piesa numărul 2 la locul ei final, folosindu-mă de aceleași proceduri. Și cum este normal, urmează lipirea țevii și a stratului numărul 3. Fragmentele mai mici din stânga și din dreapta țevii le-am lăsat un pic mai mari, deoarece intenționam să le ajustez ușor la final, asigurându-mă astfel că toate muchile, suprafețele și straturile sunt aliniate și formează un singur ansamblu. Ok, măsor cu atenție dimensiunile rămase ale viitorului șablon și mă pregătesc să debitez o bucată de plexiglas cu grosimea de 5 mm, lățimea de 78, cum mi-arată pe ruletă, ori 100 de mm lungime. Deci, 78 ori 100 cu 5 mm grosime. Trasez o linie pe exteriorul dispozitivului, această linie reprezintă centrul țevii.
Odată identificat acest centru, nu rămâne decât să-l reprezint și pe plexiglas, cu ajutorul unui cutter. Mă folosesc de cutter, deoarece linia astfel obținută nu se va șterge, nu va dispărea. Dispozitivul format din țeavă și placaj abia așteaptă să se unească cu plexiglasul. În vederea realizării acestei conexiuni, m-am apucat de găurit. O să le asamblez folosind holșuruburi de 3,5 ori 16. Așa cum ți-am promis la început de tutorial, ți-am arătat cu lux de amănunte cum să-ți construiești și tu singur un șablon cu ajutorul căruia să realizezi găuri cu precizie în canturile plăcilor de mobilier. Și veștile bune nu se opresc aici. Dacă îți dorești un astfel de șablon și nu ai sculele necesare să-l realizezi sau ți se pare prea meticuloasă treaba, vin cu un ajutor către tine și îl spun că îl poți achiziționa, construit, realizat de către mine. O să-ți las link în descriere. Nu uita să lași un comentariu, un like, să te abonezi. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, și până data viitoare îți urez spor în toate!